5 obiceiuri care te mențin sărac. Eu, acest prieteni? Sunt Angel și astăzi vom discuta despre 5 obiceiuri care ne vor ruina din punct de vedere financiar sau ne vor tăia de la rădăcină șansa de a crește și șansa de a deveni independenți financiari. Haideți să vedem. Numărul 1. Încerci să-ți cumperi statut social. Ce înseamnă asta? Îți cumperi lucruri pe care nu ți le permiți doar pentru că vrei să-ți cumperi un anumit statut. Vrei și tu să stai la masă cu acei oameni care au bani și spui în loc să stau să fac bani, mai bine pare ca bani. Și îți cumperi, nu știu, un tricou de firmă pe care nu ți-l permiți, îți cumperi un ceas scump, îți cumperi o mașină pe care clar nu ți-o permiți, îți cumperi lucruri pe care în mod normal nu ți le permite. Și lucrul ăsta nu va face decât să te îngroape și mai tare financiar. Și ce să vezi, nici nu va funcționa, pentru că oamenii care într-adevăr au un anumit statut social, oamenii care într-adevăr au o anumită libertate financiară, recunosc destul de ușor acest comportament. Și imediat, dacă tu stai la masă cu 3 milionari în euro pe faptul că vii tu cu un tricou pe care scrie foarte mare Gucci, nu vei crește. Nu? Ochilor, în nici într-un caz. Deci nu încerca să cumpărați statut social, nu încercați să impresionați pe nimeni, pentru că nu contează. Chiar nu contează. Încercați doar să vă cumpărați lucruri de care vă bucurați, pe care vi le permiteți și care să nu vă saboteze financiar. Greșeala a doua. Te gândești mai mult să economisești decât să faci mai mulți bani. Este o problemă pentru că asta recomandă toți financial advisors, asta recomandă toți guru din partea asta de uh, financial freedom și așa mai departe. Ia și economisește, ia și economisește. Nu ai ce să economisești dacă venitul tău este prea mic și trebuie să se înțeleagă acest lucru. Nimeni, dar absolut nimeni nu a ajuns niciodată milionar în euro cu un salariu mediu pe economie, minim pe economie, chiar și un salariu mare considerat. Nimeni, absolut nimeni, pentru că nu funcționează așa. Trebuie să-ți crești venitul și prin faptul că pui deoparte 100 de euro, 200 de euro, 500 de euro, nu va face niciun fel de diferență spre deosebire dacă vei munci încât să-ți crești venitul lunar, să ai 10.000 de euro, 20.000 de euro, 30.000 de euro. Apoi, acei 200 de euro pe care îi puneai tu deoparte, în momentul în care poate câștigi 30.000 de euro pe lună, vor fi efectiv nesemnificativi. Deci, tocmai de asta nu vă mai concentrați pe strâns foarte nu spun să nu strângi nimic, nu spun să -i fii irresponsabil din punct de vedere financiar, dar pune deoparte niște bani dar prioritatea numărul 1 trebuie să fie tot timpul să încerci să câștigi mai mulți bani. Numărul 3. Gândești prea mult orice oportunitate. Orice lucru tot timpul este gândit prea mult. Ce se întâmplă? Sistemul nostru de învățământ este structurat în așa fel încât să ne facă să analizăm și să răsanalizăm și să reanalizăm fiecare chestie, fiecare decizie. Și acest lucru este o problemă, pentru că în momentul în care stai să te gândești prea mult la o chestie, creierul tău se blochează. Și ești nu mai fac nimic. Și vedeți că lucrul ăsta se întâmplă chiar și în decizii simple. Se întâmplă să zicem vrei să-ți alegi ceva de mâncare. Și te uiți, să zicem, în lista de restaurante și te uiți, te uiți, te uiți, te uiți și te gândești, oare am chiar și, și te gândești, te gândești și vezi că după o oră tot nu ești hotărât și îți vine, dacă nu ai avea senzația de foame pentru că te obligă, practic, să-ți comanzi ceva de mâncare, ai fi, mai bine nu mai dau comandă. Și de multe ori vedeți lucrul ăsta în magazine, te uiți la o grămadă de chestii și ești, oare să iau asta, dar dacă e prea groasă, dar dacă e nu știu ce și la un moment dat ești, nu mai gata, nu mai vreau să mai fac nimic pentru că mi se pare decizia prea, prea, complicată, așa că pur și simplu te detașezi de această decizie. Dar în viață, când vine o astfel de oportunitate, s-ar putea să nu vină de două ori, când te duci într-un magazin și te gândești la o geacă și nu știi ce geacă să alegi, și te gândești așa jumătate de ori și apoi pleci, dacă te întorci peste o săptămână, acele geci tot vor fi, sau dacă nu sunt alte, nu e așa o problemă. În schimb, oportunitățile în viață nu se repetă la fel. Și de multe ori oamenii pierd anumite oportunități și sunt convins că și voi aveți, dacă vă uitați în urmă, spui, a, dacă aș fi făcut chestia aia, dacă m-aș fi gândit mai bine, tot timpul vei pierde oportunități, dar vei pierde și mai multe oportunități sau chiar pe toate, dacă stai să te gândești prea mult la uh, ce se va întâmpla, da, cum vom face, trebuie să înveți, să analizezi lucrurile mai repede și trebuie să prinzi curaj să iei decizii. Numărul 4. Ai un anturaj dăunător. Prieteni, familie, nu contează. Oamenii din jurul tău determină și și modul în care te comporți, indiferent de situație cu toții știm asta, deci cu toții știm asta și cu toate astea, cu toții mai petrecem timp și cu oameni care nu ar trebui cu toții ne încorujurăm de oameni care ești... Mh. Nu știu ce să zic. Nu ar fi trebuit să stau mai mult timp cu el, ar fi trebuit să stau mai mult timp cu celălalt. Pentru că celălalt pare că își dorește mai multe lucruri de la viață, spre deosebire de această persoană. Și ești, de ce stau cu această persoană? Și ar trebui să-ți analizezi mai mult anturajul și să-ți pe suflet. Să... Pentru că este greu să renunți la prieteni, este greu să renunți la familie sau la cunoștințe, dar trebuie să-ți analizezi până la urmă urmei situația și să înțelegi că mediul tău înconjurător va determina și viitorul tău. Și numărul 5. Nu ți asumi responsabilitatea pentru situația în care ești. Dacă vorbiți cu o grămadă de persoane, veți afla că majoritatea au o scuză pentru situația în care sunt. Dacă îi spui de ce, tot timpul se vor găsi scuze, tot timpul se vor găsi, a, pentru că s-a întâmplat asta, pentru că la un moment dat, pentru că părinții nu m-au ajutat, pentru că aia nu s-a întâmplat, pentru că la facultate nu știu ce, pentru că șeful a fost nu știu cum, pentru... Nu. Și în momentul în care ți-asumi responsabilitatea asta este dureros pentru că vei începe să dai vina pe tine pentru orice și vei spune băi este vina mea. Adică situația în care sunt acum, banii pe care îi câștig acum, situația în care mă aflu din punct de vedere al relației, din punct de vedere al statutului financiar, din punct de vedere al statutului social, orice lucru este din vina ta din cauza ta și datorită ție. Au mai fost factori care au influențat stânga-dreapta, bineînțeles, toată lumea are noroc, toată lumea are ghinion în anumite situații, dar pe termen lung. Singurul care este vinovat ești tu. Și dacă nu ești mulțumit de situația ta, este vina ta. Pare rău să-ți spun, dar trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru asta și după ce îți vei asuma responsabilitatea, vei înțelege că dacă este vina ta, doar tu ai puterea să schimbi acest lucru și doar tu ai puterea să-ți influențezi situația. Și atunci, în momentul în care, în loc să fie o chestie din exterior, aștept să se întâmple ceva în lume ca să o duc eu mai bine și se schimbă chestia asta în trebuie să fac eu ceva ca să o duc mai bine, veți vedea că este destul de puternic acest lucru și această realizare și să realizezi cu adevărat. Pentru că o auzi de la alții ăștia, ah, da, dar totuși nu, el nu -mi știe mie situația. Pentru că așa este tot timpul, da, dar la mine este diferit. Nu este diferit. La toată lumea este diferit, dar la toată lumea este la fel. Situația ta este responsabilitatea ta. Și cu acest lucru încheiem acest video, prieteni. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și noi ne vom vedea la video următor. Pa!